Salut și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi, după cum v-am promis cu ceva timp în urmă, am să fac un alt fel de video. Am să vă arăt, deoarece încă nu am făcut, nu am putut să filmez când am făcut tavane cu construcție de CDUD, da? Cu bride sau cu sârme sau cu nonius. Astăzi am să vă arăt pur și simplu direct la Knauf pe site și direct la Rigips pe site sistemele. Deoarece nu de mult, sunt de două zile într-un grup pe Facebook. Da? Grupul se cheamă Meseriaș în construcții și finisaje. Da? Și mi-a atras atenție acesta. Deci săracul om aici pune și el o întrebare. Am și eu o problemă. Dacă mă puteți ajuta cu soluții. Casa este construită de anul acesta. Tencuială cu tencuială clasică și plasă cu adeziv. Și adeziv. Ulterior am făcut tavanul, am băgat vată bazaltică de 20 cm, am pus profile din 60 în 60. După care am pus folie aluminiu și rigips. După o lună, ia aici. Eu nu cred asta că după o lună. Asta pur și simplu e de atunci. Nu au fost atenți. Asta este de la construcție. Nu este nici de la distanța de 60 în 60 de centimetri, deoarece erau denivelări. Deci nu, vedeți, de aici pleacă cumva denivelarea în sus, da? Dar altfel era și aici, așa venea, ca pișatul boului, cum se spune, dacă era din cauza la profile. Dar, da, 60 în 60, bun. Le-a pus el din 60 în 60. Și omul, na, fiind necăjit, nu știe ce să facă, dacă să dea rigipsul jos. Eu îl sfătuiesc să dea tot gips cartonul jos, să pună construcție maxim. Deci, orice, nu am văzut niciun sistem. Fac meseria asta de o grămadă de ani și fac numai meseria asta. Nu fac încă 10 meserii pe lângă și, uai, mi-e cel mai bun. Eu îți fac asta de jos până sus, la zugrăvit, la tot. Nu. Eu meseria asta o fac și cred că o fac destul de bine. Nu am văzut niciun sistem de tavan, deci cu profile de tavan vorbim, nu vorbim cu altfel de profile, cu profile de tavan. Nu am văzut niciun sistem la egal orice firmă, Knauf, Rigips, Siniat și care mai este, Danonino, Nino, cum se mai cheamă el alții. Nu am văzut niciun de distanța mai mare de 50 de centimetri. Egal că se plachează cu plăci de foc, egal că se plachează cu plăci ignifugeți de foc, de fapt. Cu plăci impregnate pentru umezeală, egal că se plachează cu plăci normale, egal că se plachează la simplu, egal că se plachează la dublu. Țineți cont, niciodată niciun tavan pe construcție metalică nu se plachează cu plăci de 9,5 mm. 9,5 mm nu există. Deci aia este, placa de 9,5 mm este pentru rotunduri, ovaluri, scafe, tot felul de forme să faci, dar niciodată un tavan drept. Deoarece o să fie ca cum are aici nenea asta. El aici, na, nu știu ce plăci a folosit, dar se vede clar că nu este din cauza la plăci, este din cauza la construcție. Deci nu are cum, de aici, aici, vedeți? Deci de aici așa i-a plecat profilul aici în sus și de aici continuă. E construcția strâmbă, e clar. Dar nu asta m-a deranjat. Deci îl sfătuiesc să dea plăcile jos, să îndrepte construcția metalică, profilele maxim din 50 în 50, cel mai indicat este, cum a pus el aici pe lungime, 40-40-40 pe lungimea plăcii, da? Sau dacă construcția metalică e invers, dar nu, se vede că e pe lungimea plăcii construcția metalică și atunci trebuie din 40-40-40, dar se poate pune și invers construcția metalică sau plăcile, așa, construcția metalică și atunci 50-50-50-50. Și niciodată nu se folosesc plăci de 2,60. Plăcile de 2,60 sunt pentru pereți. Deoarece aproape, cât să zic, 80% din construcțiile din ziua de astăzi, zidăria este de 2,60. Deci și atunci ai pus o placă, ai șpăcluit și la revedere. O placă pe înălțime, fără să pui 2 metri cu rest. Da? Deci plăcile de 2,60 alea sunt pentru pereți, nu pentru tavane. Pentru tavane, plăcile de 2 metri. În niciun sistem, niciunde nu arată
plăci de 2,60. Tot timpul plăcile sunt de 2 metri. Țineți minte, vorbesc pur și simplu de construcția metalică cu profile pentru tavan. Nu profile, alte profile. Profile pur și simplu de tavan. Și acum, uitați și dumneavoastră, săracul. Deci după ce că ai așa, vin inginerii. Știi? Deci 375 de comentarii, dar nu, că dacă mă înșel, are mult mai multe comentarii. Aici arată 375, dar cred că vreo 600 de comentarii. 600 de ingineri au comentat aici. Printre care, bineînțeles, mă aflu și eu, nu știu pe unde e comentariul meu. Mă aflu și eu și, bineînțeles, eu zicând că maxim de 50, maxim 50 de centimetri, mi-o să-i trăște în cap. Știi? De aia vreau să fac și cu dovadă. Nu vă zic 50 din 50. Așa, nu vă zic din 50 în 50 după capul meu sau după cum am auzit, știi? Eu vă zic 50 din 50 maxim distanța dintre profile, după cum spun sistemele. Sistemele ce înseamnă? Sistemul de la Knauf sau de la Rigiv sau de la Signat este geprüft, s-au făcut probe pe ele. Deci nu poate să vină unul care face rigips în România, care face meseria de montator de plăci de gips carton, că nu e adevărat, nu. Ăștia fac teste, ăștia... N-am ce să mai... Concernele fac totul. Da, ei dau sistemele, fă așa, 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 distanța între șuruburi, distanța așa, dacă vrei să ai garanție și dacă vrei să nu ai probleme. Nu poți să vii tu să zici că, bă, nu-i bun așa. Bă, e foarte bun așa. Dacă faci exact cum zic ei, niciodată nu o să ai niciun fel de problemă cu nimic, nici măcar cu crăpături, fără să pui bandă. Deci nu o să scrape tavanul dacă te ții după sistem. Așa. Să începem. Tavanul se profilează 40, bridele 80. Da, deci profilele, CD-urile 40, bridele 80. Da. Și distanța maximă. Da, el aici zice că tavan de obicei se folosește rigipsul de baie verde 1,2, nu, de fapt se cheamă 12,5 mm, nu 1,2 mm. Placa este 12,5 mm, nu de 1,2, în fine. Da, 40-40, da, este foarte bine, 80, da, dar maxim este 90 sau 95, dacă nu mă înșel. Iar distanța pe invers este de 125 de centimetri, maxim, deci între bride pe lățime. Asta 80 pe lungimea profilului, iar pe lățime 125. La construcție dublă, asta înseamnă profilul care ține profilele în care înșurubezi. A venit ăsta, Remus Rindașu, văd o grămadă de proști pe aici, trebuie să aerisești zilnic și era ok. Nu e adevărat, tu ești mai prost ca ăilalți, na. Îmi cer scuze că te-am făcut prost, dar nu pot să încep cu o postare, văd o grămadă de proști pe aici. Pentru că eu chiar văd o grămadă și nu zic. Da, da. Structura pare construită defectos, da? Este defectoasă. Să se prinzi doar 1-2 bride greșite în zona aia. Exact, da. Pur și simplu dacă ai făcut pe bride și nu pe construcție dublă, dacă ai o bridă. Dar aia înseamnă că pur și simplu dacă tu, acum după ce e gata, tu dacă te duci în zona unde e făcută burta în jos, și dacă ai lovit în zona unde e brida, brida se strâmbă și atunci poți să-ți îndrepti tavanul pur și simplu numai bătându-l. Dar să zicem cel mai sigur desfaci toate plăcile și faci înapoi. Ăsta râde, toți tractoriștii v-ați făcut regipsari. Da? Nu s-au făcut regipsari, s-au făcut montatori de plăci de gips carton. Mulțumesc de apreciere, mulți meseriași puțin cunoscători, exact. Da, dacă nu te pricepe, e bine să cauți un curs măcar de inițializare. Distanțe greșite, nu are rost să comentez, sunt mulți factori în care trebuie ținut cont. Nu văd o simplă. La mine în baie m-a mai inundat. Da, asta cu baie nu înțeleg. Da, dacă nu te pricepe, e bine să cauți un curs măcar de inițializare. Nu, uitați-vă pe YouTube, fraților. Eu mi-am schimbat frânele la toate mașinile. În ultimii 2 ani mă uit pe YouTube și fac tot. Deci, pe YouTube, dacă te uiți, De aia și fac asta. Pentru voi, nu pentru mine, că eu știu meseria mea. Și bani nu câștig. Da? Deci o fac pentru voi, să nu mai dați buleli. Da? Pentru că pur și simplu îți buleli. Eu de 2 ani încoace, eu îmi schimb la mașină, totul singur, îmi fac la bicicletă, îmi fac la scooter, îmi fac tot, pur și simplu, îmi fac singur. Deoarece există YouTube-ul. Uitați-vă pe YouTube.
Pur și simplu, vă uitați pe YouTube, băgați acolo tavan din plăci de gips, carton și o să găsiți 100.000 de filme, da? Printre care și al meu, sper. Deci nu trebuie să faceți după capul vostru, o întrebare sau o simplă căutare pe YouTube și o să găsiți cum puteți să-l faceți chiar super bine și super perfect. Așa, structura este făcută greșită, din 30 în 30, nu? La lungime de 5, 3 metri folosim 3 bride, 5 bride, nu? Este exact cum a zis mai sus, din 80 în 80 max, 95 este maxim, dar din 80 în 80 să zicem că așa. Așa, 30 în 30, din 30 în 30 se folosește când se face, se plachează la dublu. Da? Deci când se plachează la dublu, se poate face din 30 în 30, ca să nu fie încălecat tăietură pe tăietură și atunci se decalează plăcile și se face la dublu, dar niciodată, deci doar la dublu, tavanul la dublu, da, într-adevăr se face pe 30 pe 30, ca și la zid. Dacă faceți un zid curbat, se face din 15 în 15 pe colț, structura metalică, ca să poți să-i dai curbura, da? Într-adevăr, se profilă și la 60 înainte, se profila și la 60 înainte, acum, da, se profila pentru că nu, na, din gură în gură, 60, așa s-o ținu cont și așa s-o duc mai departe. Plăcile se pun țesute, da, două profile din 40 în 40, 45 sau 0,5 grosime, nu se... Da, nu are rost să citesc, că nu prea înțeleg. Sunt mulți care nu prea știu să scrie, am observat. Vata nu a avut suficient spațiu și a umflat rigipsul care s-a înmuiat din cauza frigului. Probabil nu are nici contre băgate să țină vata deasupra la profil de rigips. Păi nu trebuie să aibă, deoarece vata până la urmă tot pe construcția metalică se așează. Deci nu... Nu știu ce să zic asta cu vata, poate are și puțină dreptate, a tras umezeală, dar nu a plouat pe ea. Deci vata cum se umezește, așa se și usucă, dacă nu plouă pe ea. Nu, deci nu cred că ar avea vreo relevanță chestia cu vata minerală, deoarece sunt multe sisteme în care pur și simplu vata se pune peste profile, trei rânduri de vată pentru foc, da? Se pune peste profile și după aia ele o să atingă placa de gips și nu e niciun fel de problemă. Acum, na, nu știu. Exact. Structura dublă și profilat din 52 cm. Da, în fine. Deci, au venit aici o grămadă de arhitecți. Stai să vă caut așa unii care chiar sunt arhitecți mari de tot. Aha. Vata trebuie plinsă cu plasă de rapiță și profilele montez din 40. Nu e adevărat, dar profilele sunt ok din 40 în 40, dar vata pur și simplu poate să stea. Dacă construcția de 40 pe 40, vata poate să stea liniștită pe profile, deoarece în acei 40 de centimetri nu poate să fie nici măcar o jumătate de kilogram de greutate pe plăci. Da? Ia ăsta zice că e în Franța. Ah, uitați și pe mine. Ăsta sunt eu, da? La construcția metalică, distanța maximă dintre CD este de 50 de cm. Și mi-am pus, dacă omul vrea să se bage, să vadă așa. Și s-a băgat unul, Cristi, era să-i zic Dules, nu-i Cristi Duda. 50 de cm între profile, cu semnul întrebării. Ești meseriaș, stai că păcat de persoana care te-o lua să-i lucrezi. Bă, na. Și pot, după aceea răspund eu și pot să-l și plachez la dublu cu plăci de 12,5 meseriașule și am pus aici o poză unde aici și pur și simplu arată. Da? Uitați, 2 ori 12,5 distanța de 50 și atunci aveți F30. Da? F30 înseamnă rezistența la foc 30 de minute. Iar, bineînțeles, a băgat el, păcat, spune lungimea și lățimea, mă gândesc că vrea să scrie lățimea și lungimea, plăci tăticu, ești departe de adevăr. Și eu zic, bă, aici scrie negru pe alb, înapoi, mă era la poză, înapoi, negru pe alb, aici, distanța maximă între profile. Și când i-am arătat unde scrie distanța maximă, nu mi-a mai răspuns nimic. După aia un băiețaș super de treabă, Adrian Blidar, mi-a explicat, am vorbit frumos cu el, i-am explicat fain frumos și așa mai departe. Da? Deci super de treabă, a înțeles, nu a dat direct cu hate. Da? Așa,
Sunt multe, multe. Și acum să vedem. Mergem la Knauf. Da? Deci nu eu inventez mărimile astea. Knauf sunt testate, verificate, măsurate, udate, toate făcute. Da? Deci nu eu le inventez. Ei le-au făcut. Ei zic cum se face. Da? Așa. Să mergem. Nu ăsta. Hai să facem celălalt. Nu la Knauf, la Rigips mergem, da? Mergem la Rigips. Și aici zice, fain frumos, îți arată Y-ul, B-ul, X-ul, da? X-ul, Y-ul, B-ul, da? Uitați. Și mai în jos, dacă mergem, unde? Așa, mai jos puțin. Deci, dacă faceți din pe lungimea plăcii, deci, vedeți, aici este pe lățimea plăcii, da? Deci, asta este lungimea plăcii. Da? Aici se plachează pe lățimea plăcii, asta înseamnă se poate pune din 50 în 50 maxim. Sau 40-40, deoarece plăcile tot timpul în Germania. Deci acum vorbesc strict de Germania. În România sunt alte mărimi. În Germania plăcile sunt de 125 pe 2 metri. Niciodată nu am văzut plăci de 120. Asta mi se pare că în Franța și în România este mărimea asta. În Germania nu. Da? Așa. Acum placa aici s-a pus pe lățimea profilului, asta înseamnă poți să pui 40 pe 40 sau 50 pe 50, să nu depășească 50 pe 50. Dacă pui placa invers, să zicem că puneți placa așa, da? Atunci vine, vedeți, la 15 cm, hai să zicem 10, niciodată nu se înfiletează în profilul de U. Da? Deci niciodată nu se înfiletează în U, deoarece nu aveți voie să legați tavanul de pereți. Da? Prin simplu fapt că orice vibrație care mai târziu se va transmite în perete, se va transmite și în tavan. Orice vibrație care se transmite în tavan, se va transmite și în perete. De aceea niciodată nu aveți voie să legați profilele de C, deci C-urile, profilele C, de profilele de U, prin șuruburi. Niciodată nu aveți voie să le șurubați. Nu aveți voie să legați construcția. Construcția trebuie să lucre. Da? Deci ea trebuie să fie independentă. Da? Și atunci, primul profil, niciodată ne înșurubându-se în U profil, se pune un profil la 15 cm. Mi se pare că Knauf zice 10 cm, Rigipsul zice 15. Și atunci pui 15 și aici, nu măsori acum 15 de aici, măsori 50. Nu, măsori de la perete. 50. După aia 1 metru, 1 metru 50, 2 metri. Da? Dacă pui invers, pui acel profil la 10 sau la 15, da? Sau eu mai fac și altcumva, să nu am mult de muncă, să bag multe din astea, bag pur și simplu acest C, îl bag în U. Da? Și atunci îl face pârghe în U, dar înșurubez doar în C-ul. Dar făcând pârghe pe U, nu mai trebuie să mai prind acești montanți. Da? Ei, vedeți, acești montanți nu mai trebuie să-i mai prind. Și este la fel de stabil, este, nu insistem cum arată ei, dar este mult mai, mult mai rapid. Deci chiar super rapid. Așa, punându-se pe invers, atunci vine 40, 80, 120 lățimea plăcii. Dar, ținând cont că avem acel șanfren pe marginea plăcii de 5 cm, aia nu mai înseamnă că puneți profilul la 1,20. Nu, tăiați 5 cm din margine, acea denivelare la margine, da? O tăiați jos și puneți profilul 1,15 m, da? După, de la 1,15 m vă întoarceți înapoi 40-80 și atunci la perete o să vă rămână 35 de cm și nu 40, da? Dar nu mai trebuie să mai șpăcluiți atât de mult la colțuri. Aruncați pur și simplu 5 cm de palacă pe toată lungimea, dar nu mai trebuie să șpăcluiți la colțuri, da? Bun, hai să vedem aici. Y, X, asta, da? Unde arată?
Deci, 1 și 2 arată aici la. Ei vorbesc aici la plăcile de 125. De aia nu o să înțelegeți sau. Na. Eu, în România, sunt plăcile de 120. Aici au 42 cu 42 cu 42. O să dea 126. Normal, placa fiind de 125, pe acolo e. Normal, eu fac tot timpul 41,5, 41,5, 41,5 și o să-ți dea 124,5. Ești mai aproape decât de 126, cum zic ei, da? Deci, asta este dacă se pune pe lungime, da? Acel 40, cum v-am zis. Dacă se pune pe lățime, scrie aici, negru pe alb, 50 de centimetri, da? X e 90 la o placă de 12. Deci poți să pui o placă de 12, poți să pui o placă de 20 de milimetri, poți să pui două plăci de 12,5. Nu se schimbă nimic la asta, uitați, și la o placă de 20, nu știu despre ce placă e vorba, de ce arată 75 de centimetri, nu știu ce, poate spre 150 plăcile, habar n-am ce plăci astea, deci nu știu ce vrea să semne asta, și nici asta, și nici asta, deci asta cu 75 nu o înțeleg. Dar la o placă, cum e tavanul respectiv, la o placă de 12,5, distanța, X-ul, ne întoarcem înapoi sus, X-ul, da? Distanța între bride, trebuie să fie de 90 de centimetri. Y-ul, distanța între profilele care sunt prinse cu bride, trebuie să fie de 1 metru. Dar, dacă nu mă înșel, este greșit, deoarece, sau greșit, da, cu cât mai aproape, cu atât mai bine. Dar, dacă nu mă înșel, Knauf zice total altceva. Bun, așa, acesta este un sistem pe agățător nonius. Vedeți aici aceste agățători, da? Voi nu trebuie să folosiți aceste agățători, deoarece aceste agățători se folosesc doar în spațiile publice. Școli, grădinițe, biserici, mall-uri, tot, da? Deci voi nu trebuie să folosiți. Sau la sistemele de foc. Dacă faceți un tavan ignifug, ignifug însemnând tot timpul de la două plăci în sus sau de la o placă cu altă grosime cu fibră de sticlă în ea, da? Deci la sistemele ignifuge se folosește acest sistem nonius sau în spațiile, nu în spațiile private, în spațiile publice, da? Acum o să trecem la direct, la bride, cum se zice, la bride, da? Și aici iară vă dă Y-ul și atât, sau, da, Y-ul, ia să vedem Y-ul cât e, Y chiar 1 metru, și iar așa, 50 și 42,5, uitați, aici vă mai dă și 62,5 la placa de 2 cm, deci la placa de 2 cm, grosime, pur și simplu puneți profile din 62,5 în 62,5 pe lungimea, dar placa de 2 cm poate să fie de 62,5 de lată. În cazul din România poate de 60, nu știu, în Germania este 62,5, da? Deci poate să fie acea masiv bauplate sau de Leichte sau Silent Board-ul de la Knauf. Ea este de 62,5 de la, din fabrică și atunci pur și simplu se pune așa sau se încalecă și 2,50, da, îți și plăci de 2,50, nu de 2,60, da, nu știu, arată că scrie și de 62,5 și atunci, da, Y-ul, distanța între bride, 1 metru, da, și după aceea e clar că văd numai Y-ul, că e distanța între bride și distanța asta este de 50 de centimetri sau 40 sau 62,5, după cum arată aici, da? Deci ar așa, placat la o simplă placă de 12,5, 50 sau 40 puteți să puneți, 50 fiind mărimea maximă. Uitați, și la placat la dublu, tot 50-40, și la placat cu acea placă de 2, habar n-am ce. Da? Și aici sunt sistemele, acestea sunt cele patru feluri de bride, pot să spun. Da? Este acest brid, această bridă care o cunoaște toată lumea în România, este această bridă care, deci țineți minte, această bridă, da, aceste
două bride le puteți folosi și la sistemul de tavan Ignifug. Da? Mit BFS, această bridă nu, deoarece pur și simplu aici se înșurubează 1-2 și după aceea se clipsează pur și simplu. Și acest model de profil iar așa puteți să-l folosiți la pereții Ignifug. Dar nu prea aveți unde să mai băgați izolații, deoarece este de 2,7, cred că acest C-profil. Și am și un video pe canal, pur și simplu se înșurubează în lemn și asta e. Bun, asta este ce zice Rigipsul, mă scuzați. Knauful. Knauful are și el, uitați, aici am vrut să ajung, la sistemele de, deci am spus, în spații publice se folosește noniusul și direct apengele. În spațiile private se poate folosi această sârmă. Da? Deci această sârmă se poate folosi în spațiile private, este mult mai ieftin, mult mai rapid. Dar nu cred că știe multă lume despre ce e vorba, deoarece în România cam majoritatea fac pe bride. Da? Și ținând cont, ei zic că e mult mai repede pe bride și ei nu mai cumpără nici aceste bride și fac construcție directă. Da? Este ok construcția directă, ați văzut un maxim din 50 în 50, dar necesită foarte mult timp. Și aici arată toate distanțele, uitați, distanțele toate, 40-40, 50-50, 40-40, depinde de ce sisteme vreți să faceți. Aici arată F30, F60, F60, iar F30, arată și de jos și de sus, deci 1 și 2, de jos și de sus, în total F30, F60, ce trebuie să plachezi, cu ce trebuie să plachezi podeaua, cu ce trebuie să plachezi tavanul ca să ai un F60. Și aici ajungem și la F90 și la F120. Asta înseamnă rezistența la foc 120 de minute. Deci poate să ardă acea încăpere, poate să ardă 120 de minute. Tavanul nu va pica. Dar este mult mai complicat, foarte complicat să ajungi la F120. Asta dacă sunteți interesați, poate eu am să vă explic și am să vă caut sistemele. Dacă acest video nu o să fie atât de viral pe cum sper eu, nu am să mai caut. Și acum să merg la... Unde-i downloads aici? A? Documente? Am downloads? N-am niciun downloads. Unde-i downloads? Unde-i download? A, stai mă că e aici download, așa. Vreau să vă mai arăt ceva de la Knauf. Da, uitați aici. Așa, stați să mărim. Pot să citesc, da. Are lupă? Nu are lupă. Ba, are lupă. Ia uitați. Aici să puteți și voi să citiți. Așa. Mai mare, hai, mai mare. Să nu vă chinuiți. Da? Aici vă arată pur și simplu cum se face tavanul. Deci, exemplu mai bun decât acesta, n-am ce să vă dau. Pot să vorbesc până dimineață despre tavane, dar mai bun sistem ca acesta, sau mai bună lămurire ca aceasta, niciodată nu o să aveți. Și să începem. Îți marchezi pur și simplu astea, îți pui UV-urile. Da? Punctul 2. 90 de centimetri, aici scrie maxim 90 de centimetri între sârme, da? Exact ca și direct apengele, da? Deci ca, astea sunt bridele, ca și la bride, da? Egal că pui bride, egal că pui sârme, egal că pui nonius, despre ce v-am spus tu la mai devreme. 90-90, la vorbim de tavanul pur și simplu, simplu placat. Niciodată nu vorbim, nu vorbesc de tavane de F, nu. Tavanul pur și simplu, simplu placat, cu o singură placă. Asta este distanța, da? Din 50 în 50 se dă dibluri la profilul de U. Așa. Deci 50-50, sârmele 90-90, ia uitați aici, cel mai frumos. Da? Prima bridă, 25 de cm de la
prete. După aceea 90-90 între, nu cum a spus băiatul 80-80, dar super ok și 80-80. Făcând pentru tine privat, mai bine puțin mai mult material decât să ai probleme după aceea, da? Ia uitați aici. După aceea. Deci 90-90. De la perete, din partea cealaltă, primul profil care susține celelalte profile se montează la 15 cm. Da, și uitați, după cum v-ați zis, aici 10 cm. Da? Deci 10 cm, 50, 50, 50, 50 sau puteți 10 cm, 40, de la perete 40, 40 pentru a pune pe lungime. Aici vă arată mijlocul dintre bridă și bridă pentru o placă de 12,5 mm, maxim de 90 de cm, da? Deci faci 90 pe 90, da? Pentru o placă. Dacă pui două plăci de 12,5, atunci 60 de cm. Asta înseamnă, faci 90 așa, 60 așa, da? Și nu aveți cum să dați greș. A, uitați, da, axapsan de trag profil cu erbe plancum. Da, aici scrie și de, deci cred că trebuie să-mi retrag cuvintele, de plăcile de 260, deoarece la plăcile de 260, la plăcile de 125, deci dacă le pui pe lungime, ținând cont că placa este de 2 metri, de 125 de centimetri, scrie 41,7 distanța între profile. Lenghe, lenghe, lenghe. A, se referă la alte plăci, bun. Da, mai sunt și plăcile de aquapanel, mai sunt și plăci de 125 pe 125. Da. Deci, pe lungime, dacă placă de 125, 41,7 între profile, dacă e de 2 metri, 50 de centimetri, dacă e de 2,60, 43,3. Da. Asta n-am știut cu placa de 2,60, deoarece niciodată nu am placat cu plăci de 2,60 m. Și aici pur și simplu vă arată, la bride nu mai folosiți acele negrese. În România negresa este universală. Deci ai negrese, ai de toate. Nu. La bride se folosesc aceste șuruburi de tablă care au lungimea de 9 mm și grosimea 3,5. Această sârmă pentru tavan, această sârmă intră în acest montant care susține această șină. Șinele de jos se prind cu acești călăreți, se cheamă Kreuzverbinde, și acesta este un profil de prelungire. Și bineînțeles, banda de etanșare, fonic, deci acustic, da? Acustic și fonic, și să se poată prea toate vibrațiile, vibrațiile să nu se transmită în tavan. Da. Și cam atâta. Da. Și dacă aveți altceva de obiectat, dacă vreți să mai știți altceva, puteți să mă contactați, da? Da, prin mesaje pe YouTube, prin TikTok, prin Instagram, dar cel mai activ sunt pe TikTok, dar cred că am să renunț la TikTok, deoarece prea multă prostie, prea mult timp pierdut, am să rămân doar cu YouTube-ul, da? Acestea fiind spuse, sper că m-am făcut înțeles, v-am dovedit, nu am vorbit aproasta, v-am dovedit, deci cu fapte, nu vorbe, fapte, da? Prin fapte v-am arătat cum se face un tavan, o construcție metalică, placatul este foarte simplu, șpăcluitul îl aveți pe canalul meu, construcția metalică acum ați văzut. Da. Întrebări puteți să-mi puneți pe YouTube. Mulțumesc grupului de Facebook. Cum se cheamă? Cum se cheamă? Cum se cheamă? Cum se cheamă? Așa. Se cheamă, încă o dată, cum am zis, se cheamă Meseriașul în construcții și finisaje.
Deci vă mulțumesc sau le mulțumesc administratorilor că m-au acceptat, deci acum vreo două zile. Le-am dat cerere pe loc, mi-au acceptat, vă mulțumesc încă o dată. Și nu mai vă rog frumos, nu mai vorbiți dacă nu știți. Da? Pentru că induceți oamenii în eroare și din proști îi faceți mai proști. Pentru că vorbiți aiurea. Da? Tot timpul vorbiți cu dovezi. Da? Sau pur și simplu vă uitați pe YouTube și atunci puteți să ziceți, da, bă, știu. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Numai bine. Un an nou fericit vă urez. Acest video l-am făcut pe 2 ianuarie. La mulți ani, am uitat să vă spun. Când am să-l pun viral, probabil prin 16 ianuarie, probabil am să-l pun viral sau poate mai devreme, habar nu am, am să văd. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, numai bine și pe data viitoare, la revedere!